În primul rând, să pronunțăm titlul, subiectul acestei emisiuni, Logica trivalentă moș-ionică, hrana primordială și harul divin sunt lumina. Legile moș-ionice sunt legile naturii și sunt bătute în cuie, spune moș-ionul. Neutralitatea este câmpul biologic care împiedică degradarea fizică. Wow, repete, te rog. Sigur, neutralitatea este câmpul biologic care împiedică degradarea fizică. Exact. Iar neutralitatea va conduce la stoparea procesului de îmbătrânire. Hello everyone and welcome to my channel and these encounters with inspiring and beautiful minds. Please think of liking and subscribing so that you too can become part of this process of getting closer to the truth. Also, if you are interested in spreading your message out here and become part of the process, please contact me and let's talk. And today we'll spend some time again with the amazing Gabriela. She will take us today deeper into the knowledge and will introduce us to new perspectives on the primordial food, right? Which is, as you're going to discover, ultimately the light. And she'll talk about reaching neutrality, which is actually balancing out this plus minus energies. And it's there the secret. How do we reach this neutrality in food? Because this is where the source of immortality and rejuvenation is. Amazing. So let's start. Gabriela, bine ai venit! Bine te-am găsit, Suzana. Mă bucur nespus să fim din nou împreună și să oferim cele mai importante informații care au fost până acum furnizate pe un canal de YouTube sau pe un post de televiziune. Da. Am decis cu moșonul să îți facem această surpriză și prin intermediul tău să facem surpriză tuturor celor care te urmăresc. În primul rând, să pronunțăm titlul, subiectul acestei Da, emisiuni. te rog. Am găsit un titlu potrivit, Logica trivalentă moș-ionică, hrana primordială și harul divin sunt lumina. Legile moșionice sunt legile naturii și sunt bătute în cuie, spune moșionul. Pornind de la acest titlu, vom aborda subiectul lumină, subiectul neutralitate și subiectul apă, pentru că vom vedea codurile luminice devin memorie doar în apă. Această afirmație nu cred că a mai fost făcută vreodată de către cercetători, de către cei care studiază, analizează, sintetizează informația. Această afirmație va prinde contur și vom desluși importanța ei pe măsură ce vom intra în subiect. Încep cu conceptul de neutralitate, așa cum dorești. Da, Am pregătit o explicațiune clară, concretă. Întregul univers este determinat de o chimie trivalentă. Rădăcina acestei chimii trivalente se găsește în bivalența acid-alcalin, minus-plus, anabolism-catabolism, sintropie-entropie. Baza constructului, întregului construct, este creat de cele două valențe, minus plus, care construiesc, atât din punct de vedere chimic, fizic, biologic, cât și metabolic, ceea ce noi cunoaștem ca reprezentare a Universului, a ceea ce este. Ei bine, misterul pe care îl deșifrează Moșion prin intermediul logicii trivalente este reprezentat de al treilea element ce derivă din echilibrul celor două valențe, minus plus. Da. Pentru că totul este în acest construct, rădăcina totului este această structură bivalentă, minus plus, acid alcalin, anabolism catabolism, sintropie entropie. Da. Ei bine, în momentul în care ne situăm în punctul zero, între cele două valențe, se creează un al treilea element. Și bineînțeles că acest al treilea element
este absolut necesar desfășurării și evoluției vieții. În sine, desfășurarea și evoluția vieții, așa cum este ea creată în cadrul acestui proces evolutiv, se realizează cu sprijinul sau în interiorul acestui al treilea element. Poți să te întreb o întrebare? Te rog. Natura, așa cum este ea făcută, legea naturii, favorizează ea însăși formarea acestui al treilea element? Exact. Da? Procesul evolutiv în sine, evoluția, așa cum este înscrisă ea de la primul organism unicelular și până în viitor, viitorul fiind reprezentat de cel mai complex element, de cea mai complexă reprezentare a vieții, se realizează în această neutralitate. De fapt, evoluția presupune neutralitate. Ceea ce este acid sau alcalin, ceea ce este doar minus sau doar plus, nu presupune evoluție. Închipuieți ce s-ar întâmpla să realizăm acum logica comparată. Este un concept creat de Moșonul care își sprijină toate cercetările și experiențele, experimentele pe logica comparată. Această privire cu al treilea ochi asupra naturii, asupra ceea ce reprezintă natura, asupra legilor sale și a modului în care se desfășoară viața în natură. Să realizăm prin logică comparată o deslușire. Ce s-ar întâmpla dacă ar fi doar lumină? Și doar plus. Să presupunem că lumina este plus. Să realizăm aceste analogii pentru o bună deslușire, pentru logica noastră de dualiști care reprezintă judecăți. Judecăți, da. Judecata nu este un proces de gândire, să fim serioși. Ce s-ar întâmpla dacă ar fi numai zi? Sau ce s-ar întâmpla dacă ar fi numai noapte? Ar presupune o evoluție sau un proces evolutiv într-o direcție care nu este direcția noastră. Dacă în acest proces evolutiv, de la primul organism unicelular și până în prezent, până la noi, s-ar fi manifestat doar o singură valență, cu siguranță nu am mai fi existat. Da. Acest balans zi-noapte, această bivalență extraordinară, își are rostul său și acest rost este unul evolutiv. Nu există alt rost. Evoluția înseamnă viață. Numai prin viață se realizează evoluție. Deci, avem nevoie de aceste două structuri, entropie, sintropie. Minus, plus, ele, în momentul în care se află în balans, vor crea un al treilea element și acest al treilea element este neutralitatea. Este mult mai complex decât putem gândi cu o minte bivalentă. De fapt, în această neutralitate, în acest concept de neutralitate, creierul este capabil să se desprindă de aceste două constructe, bine, rău, moral, imoral, da? Și să meargă în adevărata cercetare. Iată că ceea ce exprimă Moșonul, deși el este paraantropolog pur, dar ceea ce exprimă el se extinde și la alte niveluri. La nivel conceptual se extinde această învățătură moșionică. Da. Din cele două valențe, spuneam, se naște al treilea element. Echilibrarea energiilor minus plus va conduce la neutralitate. Și noi ne referim în mod special, pentru că aceasta este o explicație generalizantă, ne referim în mod special la constructul bivalent acid-alcalin. Echilibrul între acid-alcalin va conduce la neutralitate, care, privită din perspectiva unui creier, unui soft polivalent, devine un element nou, al treilea element, da, verigă esențială care determină desfășurarea procesului vieții în toată complexitatea sa, și implicit a sănătății umane, pentru că despre asta este vorba. Da. Neutralitatea este câmpul biologic care împiedică degradarea fizică. Iată, această afirmație este colosală. Wow. Repete, te rog. Sigur. Neutralitatea este câmpul biologic care împiedică degradarea fizică. Wow.
Neutralitatea va crea coerență în ansamblul proceselor chimio, fizio, bioelectrice în corpul uman. Extraordinar. Neutralitatea devine astfel marca unui corp stabil. Iar eu, pentru că sunt conceptualist, e bine, mi-am permis să adaug o sintagmă, și anume că timpul este stabil în neutralitate. E, Deci, super. Timpul dispare în neutralitate. Da. Timpul este stabil în neutralitate pentru că timpul este perceput ca degradare a corpului fizic. Exact, Iar neutralitatea va conduce la stoparea procesului de îmbătrânire. Neutralitatea va redirecționa acele ceasornicului în direcția opusă. Neutralitatea devine astfel armă care va lupta împotriva sarcopeneei. Da. Chiar și viața emoțională și psihică a unei ființe umane depinde de neutralitatea. Absolut. Pentru că viața emoțională înseamnă viață chimică, iar Exact. această chimie acidă produce un stres oxidativ extraordinar. De aceea, neutralitatea va crea un câmp energetic trial ce va lucra atât la nivel chimic, cât și la nivel biologic și, în mod special, la nivel electric. Aici este povestea, pentru că ființa umană trebuie să înțeleagă că această mitocondrie, care este esența noastră, altă dată bacterie, transformă hrana, alimentul, în electron, adică în electricitate. Noi suntem ființe electrice, suntem ființe bio, fizico, chimio, electrice. Aici este povestea, și dacă vreți să mergem și mai departe, să tragem un semnal de alarmă și în numerologie, vorbim despre cele patru elemente: chimio, bio, fizio-electrice, și de cele trei elemente, acid, alcalin, neutru, se face o grupare de 3 cu 4 și de aici începe altă poveste. Pentru că totul este un puzzle. Atunci când ești în gândire trivalentă, totul devine un puzzle și pe măsură ce parcurgi această călătorie, ajungi la conștientizări extraordinare. Spuneam că titlul emisiunii de astăzi, întâlnirii de astăzi, teme pe care astăzi o abordăm, este lumina ca hrană primordială și har divin. Scopul deslușirii acestor concepte este demanipularea. De fapt, despre asta este vorba. La ce bun, la ce rost toate aceste explicațiuni și toate aceste decriptări dacă nu atingem demanipularea. Scopul este ca fiecare ființă umană să dețină o informație aplicabilă, practicabilă, gratuită și cu rezultate sigure. Vom vorbi într-o întâlnire în viitoare despre ceea ce reprezintă biogeneza mitocondrială. Dar până atunci expunem acest subiect din perspectiva aceasta trivalentă moșionică, pentru că ceea ce se întâmplă în momentul în care am decriptat importanța luminii, importanța dușului fotonic, este să conștientizăm că noi suntem ceea ce spiritualitatea e adevărat numește ființă de lumină. Ce reprezintă cu adevărat această sintagmă? Lucrăm din ce în ce mai mult cu spațiul holografic, lucrăm cu inteligența artificială și cu tot soiul de concepte pe care le vehiculăm, însă nu sunt convinsă că le și deslușim. Le vehiculăm, le rostim, le utilizăm, le folosim din ce în ce mai des în exprimarea noastră, însă nu sunt convinsă că le și înțelegem. Deci, hrana și alimentul primordiale ale tuturor animalelor planetare, inclusiv a omului, sunt lumina, pe care microbiomul extradermal o reciclează, transformând-o în hormon D, precursor al vitaminei D3, absolut necesar proceselor chimio, fizio, bioelectrice, electrice, respectiv a întregului proces metabolic în derulare. Însă, cele două elemente,
lumina și apa, din perspectivă proprie, nu pot fi separate. Datorită faptului că, și îți spun cu sinceritate că am avut o revelație la 4 dimineața, acum câteva zile în urmă, însă nu am găsit cuvintele pentru a expune clar, concret, succint și da. pe înțeles, comprehensibil. Da. Spunem că suntem 70% apă, de fapt nu noi spunem, ci cercetătorii, că suntem 70% apă. Îmi permit să afirm că suntem 90% apă, dar nu pentru că această afirmație ține de vreun procentaj. Nu pentru că eu am făcut cercetări în cine știe ce laboratoare și am descoperit că această afirmație, 70% apă, nu ar fi cea reală. Nu. Ci pentru a înțelege faptul că acești 90%, acest procentaj, vine să trezească în ființa umană o revelație. Spun că suntem 90% apă datorită faptului că aceste coduri luminice devin memorie doar în apă. O să ne traduci asta un pic, te rog, hai să luăm bucată pe bucată. Ce e la cod luminic? Spuneam că hrana primordială este lumina. Este lumina. Okay. Microbiomul extradermal reciclează această lumină, se hrănește. Metaforic vorbind, noi suntem hrăniți cu soare, mușcăm din soare, ne hrănim cu soare. Tot ceea ce există ca viață există pentru că această componentă, lumina, componenta aceasta luminică, este parte a structurii în sine. Când vorbim despre viață, viață pe pământ, un organism viu, acel organism este mai mult decât înțelegem noi. În acel organism participă elemente pentru ca acel organism să existe. Ele au participat la formarea lui. Acel organism există prin elementele cu care s-a creat. Asta e clar. Vorbim despre oxigen, despre hidrogen, vorbim despre lumină, despre apă. Vorbim despre sulf, vorbim despre electroliți, vorbim despre acizi carboxilici. Deci, acel organism pe care noi îl privim și îl vedem ca un organism viu, el există prin intermediul elementelor cu care s-a format. Lumina este un element participant primordial la crearea acelui organism. De ca și cum lumina este cea care trăiește prin organism. Prin aceste elemente. Ok. Acel organism nu este altceva decât componentele care au condus la crearea lui. Noi îl privim ca o viețuitoare, ca un animal, ca un element viu, dar el este viu prin componentele care au participat la crearea lui. Și la fel și noi. Te rog. Și la fel și noi. Și în Ayurveda, noi ne uităm la elemente, deci avem pământul, apa, focul, aerul și eterul. Și fiecare, eterul este primul element care apare și fiecare element se formează după aceea din el. Deci și noi privim fiecare făptură, fiecare formă de viață ca un ansamblu al acestor elemente care este ținut exact. Viață de ceva. Da. Da. E ca o metaforă să-i spui cuiva, într-adevăr că el este format din cele 5 elemente, nu reprezintă nimic pentru individul respectiv. Dar dacă îi explici că el este lumina, pentru că lumina a participat la crearea lui și ceea ce este el în acest moment este lumină. De fapt, noi ne hrănim cu apă. Acolo descoperim hidrogen 2, dar hidrogen 2 este un gaz. De aceea spunem că noi suntem eter, pentru că noi suntem aceste compozite. Nu este o explicație concretă, o învățătură concretă. Ma ta, te hrănești cu soare. Tu ești soare. Tu ești hidrogen. De ce? De ce ești
toate aceste elemente, pentru că ele au participat la crearea ta și ele există în acel moment. Deci, de fapt, tu existi pentru că ele există. De fapt, tu ești aceste elemente. Da. Și atunci se întâmplă un lucru extraordinar, că aceste coduri luminice, lumina participantă la crearea vieții, aceste coduri luminice devin memorie, dar doar în apă. De aceea afirmația suntem 90% apă prinde sens, prinde contur. Aș înclina să cred că suntem 99% apă, pentru că codurile luminice devin memorie, adică informație, se înscriu acolo. Există doar în apă. Întreaga memorie evolutivă, de la primul organism unicelular și până în prezent, inclusiv toate programele vieții, tot ceea ce reprezintă programul celular, programul celulei tale, celulei ficatului tău, de a se transforma într-un soldat și a-și îndeplini misiunea. Toate aceste programe, programele care reprezintă reformarea zi de zi a microbiomului dermal, programul care conduce la creșterea părului, la transformarea ta, la regenerarea ta, tot ceea ce reprezintă crearea vieții prin ceea ce se numește spermatozoid, ovul, tot ceea ce reprezintă reconstrucția osaturii tale, a tot ceea ce există în corpul tău, a fiecărui organ, a glandelor, tot, absolut tot, toate acestea, toate programele de creare a vieții sunt codate în apă. În lipsa apei, corpul se află în derivă. Celula se află în derivă, pentru că ea nu mai regăsește baza de date. Nu fiecare celulă are baza sa de date, are cronica sa akașică, dacă e să discutăm la nivel spiritualicesc. Și atunci această bază de date este reprezentată de fișiere, iar aceste fișiere sunt create din apă. Pentru că totul în univers este hidrogen. Iar hidrogenul participă la crearea apei. Deci, e ca și cum toate aceste memorii, toate datele de creare a vieții, de regenerare a vieții, de susținere a vieții, sunt codate în apă. Și atunci lipsa apei în corp va conduce la colaps. Normal. Toate codurile luminice, da, tot ceea ce reprezentat evoluția ființei umane, la care a participat lumina, evoluția primului organism unicelular, la evoluția primului organism unicelular a participat lumina. Codurile luminice se înscriu în apă, iar apa reflectă aceste coduri luminice, pentru că totul este șase care se privește în oglindă. În oglindă. E mult mai complex decât au descoperit vreodată cercetătorii și iată, am reușit prin logica trivalentă moșionică, prin lingvistică, prin logică comparată să ajungem la un astfel de nivel de înțelegere. Formidabil. De aceea consider că hrana primordială este apa luminică sau lumina apei. Deci este o metaforă, într-adevăr, ceea ce spun eu. Dar nu se poate una fără cealaltă. Nu le putem separa. Nu le putem studia separat, nu le putem desluși, nu putem decripta. Codurile luminice se află în apă. Ce sunt aceste coduri luminice? Ai întrebat. Da, da. Devine tot ceea ce reprezintă programul vieții de la primul organism unicelular și până în viitorul cel mai îndepărtat. Toată informația se păstrează în apă. Ne-am zămislit în apă. Când corpul uman s-a dezvoltat din specii cărora li s-a dat viață în apă, da, a fost moștenită și dependența de proprietățile dătătoare de viață ale apei. Normal. Moștenită această dependență, deși cuvântul nu este cel mai potrivit, de proprietățile, dependenți de proprietățile dătătoare de viață ale apei. Deci acel organism nu poate supraviețui
fără memoria sa. În acea apă se regăsește orice proprietate dătătoare de viață, susținătoare de viață, creatoare de viață. De aceea, lipsa apei în corp creează un stres enorm. Acest stres este interpretat prin simptome ca boală. Nici o maladie nu găsește vindecare în afara apei luminice sau în afara acestei lumini care se înscrie în apă. Nici un proces fiziologic nu se poate realiza în absența apei. Nici o glandă nu va prolifera hormoni în lipsa apei. Și nici un proces digestiv nu se va realiza fără apa din care se produc sărurile gastrice. Suntem 99% apă. Da. Iar memoria, pentru că a produce un suc gastric înseamnă o memorie, să știi să produci acel suc gastric. Memoria. De aceea se produce sucul gastric din apă. Pentru că apa conține memoria producerii acestui suc gastric. Iar această memorie se găsește în codurile luminice. Am înțeles. Reprezintă codurile luminice, vă explic. Este o direcție de explicare, sunt mai multe direcții de explicare, însă eu o ofer astăzi doar pe aceasta. De ce? Pentru că emisiunea ar deveni haotică. Da, și oricum mai avem timp să mai vorbim. Hai să mergem un pic și în concret. Știi că eu sunt foarte cu picioarele pe pământ și îmi place ca orice abstractizare de-a ta să o iau și să o aduc aici în materie. Da. Hai să vorbim despre codurile astea luminice și cum în mod concret putem să le accedăm, în afară de faptul de a bea apă și apa aia vie. Avem acces la basme. Prâsla cel voinic, nu? Prâsla cel voinic, cel voinic și merele de aur. Dacă îți spun că în măr este condensată lumina și înscrisă toată memoria apei și că în măr ai a patra formă a apei, aceasta a patra formă a apei care nu se poate obține decât prin codurile luminice. Te cred. Haideți să pornim într-o direcție de explicațiune. Gabriela, am o întrebare acum și vreau să o uit. Țineți ideea, te rog. Așa, pentru că tot revenim la concret, la material și la lumea în care trăim. Ce se întâmplă dacă începem să modificăm genetic organismele vii? Doar foarte pe scurt, din punctul ăsta de vedere, se schimbă legea aia naturală, legea moșionică, o alterăm, nu? Deja noi suntem erori genetice. Noi suntem la jumătatea drumului dintre ființa originală și ființa modificată genetic. Suntem exact în punctul de mijloc. Din acest punct nu se mai poate merge înainte, pentru că acest drum înainte ne duce către structuri artificiale. Singura noastră cale este să ne întoarcem la viața cu care am evoluat, și anume viața din era paleo. Când aveam acces direct la pământ, când ne împământam, când eram expuși abuziv în lumină, când consumam hrană paleoregească vie, și când eram liberi să participăm în sine la procesul naturii și la procesul vieții. Nu există cale înainte pentru ființa umană, ci doar întoarcere către ceea ce noi am fost cândva. Place foarte mult. Și știi, afirmația asta ta clarifică lucrurile, clarifică totul. De fapt, răspunsul e aici, cheia pentru tot ce se întâmplă e aici. Suntem într-o eră paleofalsă. Noi, ca entități, ca ființe umană, cu soft, nu am evoluat cerebral vorbind, mental vorbind, psihologic da. Vorbind. Nu da. Am evoluat. Pentru că această eră paleofalsă care ne-a adus comoditatea ne-a supus la traume multiple. În primul rând, locuind în case lipsite de lumină, locuind în apartamente suspendați la etajul 5 cu celulă în derivă, neavând acces la apa adevărată, adică apa de ploaie, consumând apă otrăvită și alimente modificate genetic,
În noi am dispus de modernitate și de simplificare a vieții, dar ne-a costat și ne costă enorm. Enorm. Ne costă viața, sănătatea noastră și starea noastră de bine, atât fizică cât și mentală. Ca să nu mai vorbim de supraviețuirea noastră ca specie. În fine, hai să nu intrăm în astea deocamdată. Scuze pentru mica paranteză, dar vreau să știam că o să clarificăm ceva important în emisiunea asta din punctul ăsta de vedere. Foarte când o ființă umană se împământează, se mocirlește și face lucrul acesta conștient și are posibilitatea să îmbrățișeze, să-și apropie palmele de un copac, acest echilibru, minus plus, întreaga sa energie negativă va fi înmagazinată, coborâtă din corpul lui către pământ, are nevoie de această descărcare. Ființa umană nu realizează cu adevărat ce reprezintă împământarea și expunerea la lumină și apa vie. Sunt singurele care mai pot susține ființa umană. Împământarea, expunerea la lumină, apa vie, somnul sunt elementele principale care mai pot salva ființa umană care de cel puțin 1000 de ani a rămas fără microbiom. Noi suntem ființe artificiale, aproape artificiale, care funcționăm cu microbiom eronat. Pentru că avem cel puțin 2000 de ani, de cel puțin 4000, dar să spunem 2000 de ani, din momentul în care, într-adevăr, era agrară a intrat în toată splendoarea ei în funcțiune. Ori noi nu funcționăm cu glucoză, nu funcționăm cu cereale. De fapt, suntem la un asemenea punct încât am distrus primul creier, care este microbiomul intestinal. Da. Ne-am distrus microbiomul dermal pentru că ne-am spălat cu ape otrăvite. Ne-am distrus microbiomul, de fapt, megabiomul oral, pentru că aici începe povestea și vom discuta în emisiunea viitoare care este secretul vieții. Este acest megabiom oral, pentru că aici începe cu adevărat digestia. Dacă noi nu mai avem microbiom, alimentul, hrana, nu mai poate fi procesată, nu are drum către mitocondrii, care vor transforma această hrană în electricitate, adică în energie vitală. Da. Bineînțeles că odată cu 1850, odată cu acest teatru extraordinar pe care l-am pus în scenă Institutul Pasteur, hrana primordială a mitocondriei, laptele, a fost distrusă prin pasteurizare. Distrugerea hranei principale a mitocondriei, laptele, a fost adevărata eugenie. A fost capcana în care ființa umană a căzut și din tot ce am cercetat și am dezlușit, numărul mitocondriilor s-a împuținat odată cu această practică. Pruncul este hrănit la sânul mamei cu lapte viu. Aceasta este prima hrană pentru tine. Se lucrează acum și la asta, să nu prea să se mai producă. Totul merge în direcție opusă. Deci acesta este misterul. Te-ai născut desculț și pentru a supraviețui, evolua, pentru a te dezvolta, ai fost hrănit cu lapte viu, apă vie, da? De la sânul mamei. Aceasta este hrana primordială pentru mitocondrii. Ele vor conferi, hrănite cu acest lapte viu, energia necesară pentru a susține viața, pentru a te dezvolta, a crește, a evolua, a crea creier. Deci, iată ce s-a întâmplat cu adevărat în 1850, ce s-a întâmplat cu ființa umană. Astfel, un copil alăptat un an de zile, care apoi nu mai primește apa vie, hrana vie, lumina, la 12 ani va pierde o mare parte din mitocondriile sale și la 12 ani, ca și vârstă biologică, el va avea 70. Dacă e să raportăm lucrurile astfel,
Dacă la 12 ani, nehrăniți corespunzător, avem vârsta de 70, noi, de fapt, putem trăi matusalemic. Câteva sute de ani. Și iată în ce condiții precare ființa umană este capabilă să supraviețuiască. Pentru că noi nu am băut apa vie de zeci de ani, nu am fost hrăniți corespunzător și cu toate acestea avem energie, putem gândi, muncim. Deci concluzionăm că Da, acest din ce în ce mai greu și uite unde am ajuns cu ideile. Da. Da. Acest construct extraordinar care este corpul uman este creat perfect. Wow. Iată cât luptă, cât muncește și câtă energie avem la dispoziție. Încă mai există acolo mitocondriile transmise de la mamă cu apa mamei și cu toate informațiile și acesta este motivul pentru care noi suntem încă în viață. Wow. Datorită acestor mitocondrii. De aceea ne uităm în cuvântul lumină și acest cuvânt din punct de vedere al limbii Traco-Geto-Dace, pentru că aceasta este sămânța noastră, sorcintea, obârșia noastră, acest cuvânt lumină nu reprezintă altceva decât urmaș întrupat. Deci, cuvântul lumină îți spune că aceste coduri sunt codurile care îți permit să creezi viață. Adică să dai un urmaș, adică o urmare, o continuitate și nu oricum, ci prin trup, capabil de a face materie. Acestea sunt codurile luminice. Sunt codurile care transmit informația care va crea materie. Și această lumină conține consoana L, care înseamnă legare, iar acest legător în structura apei nu este altul decât sodiul. De aceea spunem că la început, spun miturile, au existat apele sărate în amun și că au fost despărțite de apele dulci, pentru că viețuitoarele trăiesc în ape sărate, dar se hrănesc cu ape dulci. Deci iată, cadrul interesant. Cadrul în care ne-am creat, noi ne-am creat, ne-am zamislit din apă, este o apă și nu oarecare, ci o apă cu sodiu. Ce reprezintă din punct de vedere conceptual acest sodiu? Este legătorul. Ce face legătorul? Ține moleculele legate. Legate. În momentul în care leagă moleculele în apă, ele se transformă în aminoacizi. Și aminoacizii înseamnă mușchi, materie. Deci iată cât este de simplu să traducem fie prin legile moșionice, fie prin Traco-Geto Dacă aceste înțelesuri. Iată ce reprezintă codurile luminii. Capacitatea ta de a crea viață, de a continua procesul vieții. Ce poate fi mai important decât atât? Bineînțeles că spiritualitatea ne îndeamnă să credem că noi suntem Dumnezei, co-creatori, creatori, dar ce reprezintă ca esență aceste sintagme? Noi nu putem crea decât dacă lumina și apa sunt împreună. Acestea sunt elementele esențiale. Iar apa deslușită înseamnă hidrogen, care este un gaz reductor. Asta ce înseamnă? Că reduce oxidarea. Asta înseamnă că oferă... El se leagă de oxigen, de acest oxigen este oxidativ, dar această legătură dintre hidrogen, care este un reducător de oxidare, și oxigen, care este un oxidant, se face o legătură între, ca și cum am face o legătură între minus și plus, între oxigen și hidrogen, vin împreună două molecule de hidrogen, o moleculă de oxigen, creează un strat stabil, 16 electroni și creează materie. Două gaze creează materie. Incredibil, nu-i așa? Deci este ceva halucinat, creează materie, adică apă. Acolo sunt codurile luminice. În această împreunare dintre hidrogen și oxigen, fac această căsătorie, fac acest cuplu chimic, alchimic, sacru și creează viața. Adică apa în sine. Și apa este viață. Și această legătură, da? Pentru că hidrogenul, din punct de vedere Traco-Geto-Dac, înseamnă impuls primordial, H, adică H, consoana H. Iar oxigenul înseamnă împuternicirea. Și oxigenul este un cerc și seamănă foarte bine cu
soarele. Deci consoana O înseamnă împuternicirea și împuternicirea este dată întotdeauna de la tatăl, spunem noi, adică de la soare. Deci, hidrogenul, impulsul primordial, hidrogenul ce face? Ce este litera H? Este o structură care leagă două linii temporale. Deci, ce face hidrogenul? Unește, leagă două structuri. Da. Ce anume? Viața, impulsul primordial de materie în sine. Ei, acel H este impulsul primordial, adică suflul, adică hidrogenul care este un gaz. Înțelegem la un anumit nivel că această căsătorie între lumină și apă este esența vieții. Lumina și apa au creat materia. Aceste coduri luminice de creare a urmașilor, de creare a vieții, este reprezentată în întreaga mitologie planetară. Da. În diferite culturi, în diferite moduri de expunere. Însă era nevoie de o gândire trivalentă și de Niskavai legii moșonice ca să atingem acest nivel de deslușire, că parcă sună mult mai inteligibil, nu? Decât toate aceste mituri în jurul cărora noi ne cam învârtim așa și ne tot uităm și iar ne învârtim. Ei, dar când informația este expusă de o asemenea manieră, atunci se creează un declic. Și atunci înțelegi că primul lucru pe care îl faci dimineața când te trezești este să mergi să privești soarele în ochi. Primul lucru spre care alergi cu bucurie este să te descalzi, să te descalzi și să bagi picioarele tale efectiv, să le moi în această mocirlă, în această apă cu pământ în care s-au înscris codurile luminice, să te expui la lumină și să te împământești. Această împământare, această mocirlire este esențială pentru mitocondrii și pentru câmpul tău bioelectric. Acestea sunt elementele esențiale. Acestea sunt informațiile practice, aplicabile, care te vor conduce la un rezultat. De ce vorbim despre lucruri atât de simple și de ce ele par atât de grandioase când ele sunt atât de simple? Lumea nu dă importanță apei. Nu înțelege importanța ei. Toate aceste informații, atât de complexe, pentru că ce am expus noi în această emisiune este fantastic, este extraordinar. Toate aceste informații, în esență aplicabilă, sunt de o simplitate colosală. Tot ce ai de făcut este să te expui la lumină. Pentru că altfel casa ta, camera în care locuiești, va deveni sicriul tău. Trebuie să te hrănești cu această lumină. Noi mâncăm lumină. De altfel, afirmațiile pe care le face moșonul și pe care le-am decriptat și le-am transpus în astfel de expresii, iată, deci noi suntem reciclatori de soare, spune moșonul. Îmi place. Da? Tot spectrul curcubeului, spune moșorul. Tot spectrul razelor solare este reciclat. Lumină condensată, variată din tot spectrul solar, ultraviolet, condensată, înmagazinată, echivalentă energetic a întregului univers. Toată această informație luminică care se înscrie, se înscrie în apă și cu legătorul, da, cu elementul de legare, cu hidrogenul, va crea pentru tine o materie extraordinară pe care tu o găsești oriunde. Se numește măr. Mărul este codul PIN al vieții tale. Codul PIN care conține toată informația necesară acestui construct extraordinar care ești să poată continua viața. Lumină și apă sunt condensate în acest
măr, codul PIN al vieții. În această condensare există codul PIN al ființei umane, o întreagă uzină extraordinară, electrolitice am vrut să spun, o întreagă uzină extraordinară, care este compusă din rădăcina copacului, apa care curge din cer, apa de ploaie, semințe, creștere, lumină, bătaia vântului, tot acest mecanism extraordinar care se numește măr, copac, toată această uzină colosală cu miliarde de lucrători va crea pentru tine esența vieții, codul PIN al vieții, mărul. Câte fenomene participă pentru a crea acest fruct banal pe care încă noi nu l-am înțeles? De aceea el este roșu, el este frumos mirositor pentru a te îmbia, pentru că cumva natura este mult mai inteligentă decât noi. Natura știe că ne-am pierdut capacitatea, intuiția, percepția și atunci creează un măr roșu superb care să te atragă, da, și pe care tu să-l savurezi, pentru că acolo este viață. Și acum te rog să-ți imaginezi rădăcinile unui nuc, rădăcinile unui măr, dar în mod special ale unui nuc, ele sunt mult mai întinse decât coroana. Pentru că el, în această industrie colosală, adună elementele necesare, electroliții necesari din pamaienta, din roca, din pământ, pentru a îmbogăți nuca cu tot ceea ce ai tu nevoie, în special cupru. Cupru care este tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Acest cupru organic din nucă este viață pentru ființa umană. Pentru că, așa cum spune moșonul, dacă pe această planetă ar fi fost mai mult cupru decât fier, nu am fi fost nemuritori. De aceea se întâmplă procese fiziologice extraordinare, dar este nevoie de cupru pentru asta. Și bineînțeles de cupru organic. Noi avem nevoie de electroliți organici. Toate codurile, inclusiv codurile de prelucrare, de transformare a cuprului anorganic în cupru organic, da? Cum se întâmplă la încheietura mâinii mele, da? Da. Deci acesta este cupru anorganic, dar corpul meu îl poate transforma în cupru organic. E bine, această transformare se întâmplă datorită apei. Da. Datorită faptului că aceste coduri luminice de creare, de susținere a vieții s-au înscris în apă și această memorie va lucra să transforme cuprul anorganic în cupru organic. De aceea codurile luminice sunt mult mai mult decât mi s-a spus vreodată și nu vreau să folosesc cuvinte mari, cuvintele spiritualității sau da. cuvintele cu care noi suntem iubire infinită și conținem toate codurile și, dar bine, ce înseamnă asta? Da. Deci codul PIN este în măr, spune moșonul. Iată, mărul lui Newton sau merele de aur. Culorile curcubeului sunt în măr, spune moșonul. Da? Deci, ce înțelegem de aici? Că acest măr, care este un fruct paleoregesc cu care noi am evoluat, este absolut necesar pentru susținerea noastră. Că în el se găsește a patra formă a apei, adică apă topită pur biologică, care este un gaz. Este hidrogen pur în sinergie. Da? Adică un proces chimic, fizic, sinergic. Extrem de complex. Toate aceste elemente și întreaga natură participă ca tu să te hrănești cu această a patra formă a apei. Hidrogen 3, oxigen 2, despre care deocamdată nu se cunoaște în România și nu se cunoaște la nivel planetar. Da. Este sintetizarea cercetărilor, experimentelor și experiențelor realizate de Moșia. Wow. Oferită nepoților planetar. Este singura sa dorință, este singura modalitate de a-și arăta iubirea. Iubirea este dovada unui soft evoluat. Iubirea este dovada unei ființe evoluate.
Exact. A oferi informația de preț aplicabilă. De Adevărat. aceea, apa topită, da? Deci apa de ploaie este apă pură, apă de ploaie, da? Dar pentru cei care nu au la îndemână această apă de ploaie, apa comunitară, înghețată și topită, topită, poate să-i susțină în viața lor. Thank you so much, Gabriela. Thank you all for watching. Please like and subscribe. And of course, if you have something to say, if you want something to share, contact me and let's talk. And I'll see you all very soon. Bye.